În piețele și magazinele din Federația Rusă ajung tot mai multe fructe moldovenești. În 2019, producătorii noștri au livrat produse în valoare de 200 de milioane de dolari. Este un record pentru ultimii ani, iar țara noastră a ajuns pe locul 8 în lista exportatorilor care livrează fructe și legume în Rusia, arată platforma online EastFruit. Datele analiștilor portalului arată că 108 milioane de dolari au fost obținute în urma exportului de mere. Valoarea strugurilor de masă care au ajuns în Rusia a fost de 34 de milioane de dolari, iar peste 21 de milioane sunt venituri din vânzările de prune. Analiștii mai arată că în Est au ajuns cantități mari de căpșune, livrări care au crescut de 2 ori în comparație cu anul 2018. Exportul de caise s-a majorat de 4 ori, iar cel de prune a crescut cu 34%. Analiștii susțin că Moldova s-a clasat pe locul al 8-lea în lista exportatorilor în Federația Rusă la capitolul venituri, însă la nivel cantitativ, țara noastră a fost în 2019 pe locul al 3-lea. Moldova a fost devansată de Turcia și Ecuador.